Nu, că nu o cunosc și mi-e rușine. Nu, acum dacă faci tăietura, lumea nu o să știe de ce avem ochii înapoi. E pentru că am râs de o zană, apărat. Gata. Bă, tu mă minți în față. Îți bagi o... Que sera ma vie? Robingo, pentru copii. Era un tânăr, Horia Brenciu, 21 sau 22 de ani avea, și prezenta Robingo într-un studio care era foarte intimidant pentru un elev de generală. Bănuiesc că pentru 6 ore n-ai nimic de făcut. Mi-ai spus 3 ore și 3 ore în limbaj... în ore Brenciu. Sunt 6, deci mi-am lăsat liber. Da. Din păcate reputația te precede. Da. Am rugăminte la tine. E Frânculescu aici? Dar îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Cu drag. La final, când s-a uitat încolo, te-a descoperit. Mai simți parfumul, mă. Bă, stai mosc. Unii oameni merg la sală ca să plece undeva, alții merg să facă baie că n-au unde se spăla. Și ce toți se duc acolo ca să-i vadă cineva. Numai noi mergem la sală ca să avem ce comenta. Copilăria nu e deloc întâmplătoare. Nu e doar o etapă. Este veșnica punte între rațiuni și visuri, cu ghidușia în buzunar. Dar dacă citeai fără să spui de la cine aș fi ghicit, că e un Paul Fuego Surugiu. Inima Era sigur. Cât de fail a fost că l-ai adus pe Dan Frânculescu? Asta zice. La 14 ani, la Balul Bobocilor, Bogdan Mihai Simion cânta din repertoriul lui 50 Cent. Yeah, I'm in the club, trying to fill a bub, the Molly I ain't the need. I mean, I'm taking drugs, I mean, I ain't a sex, I ain't gonna make a love, so come give me a hug, and I'll give you a drug. Yeah! Să înceapă muzica! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la vine și urologul meu. Bogdan e fițos la capitolul haine? Tu știi, nu, că e foarte pretențios și știe chestia, adică nu pot să-l păcălesc. Sigur n-o să arăt ca un late. Nu, e ok.